Echipa națională de tineret a României a încheiat la egalitate, scor 1-1, cu selecționata similară a țărilor de jos, în meciul de debut la campionatul european de tineret, în cadrul grupei A. Adversarii României au dominat teritorial, dar tricolorii au avut cele mai mari șanse de a marca. România a început bine, având o primă ocazie în minutul 5, când Moruțan a șutat de la distanță pe lângă poartă. Portocalea mecanică a deschis scorul în minutul 16, în urma unei lovituri de colț, Șurs reluând mingea în poartă cu o lovitură de cap, de lângă Ciobotariu. România a egalat în minutul 20, prin Andrei Ciobanu, care a transformat excelent o lovitură liberă de la aproximativ 20 de metri, direct în vincul porții adverse. Reprezentativa țărilor de jos a dominat teritorial prima repriză, a avut mai multe faze de poartă, însă tricolorii au jucat cu atitudine, au alergat foarte mult, încercând permanent un pressing avansat. În repriza secundă, elevii lui Adrian Mutu au avut inițiativă, au fost mai pozitivi în joc și au reușit să echilibreze balanța posesiei. Pașcanu a fost primul care a dat emoții adversarilor, lovitura sa de cap fiind respinsă cu un reflex de ultim moment de portarul Șherpen. Cea mai mare ocazie, care putea aduce toate cele trei puncte pentru România, a venit din piciorul acelui așa Andrei Ciobanu, al cărui șut a fost respins de sub bară de portarul olandez. Sâmbătă, România va întâlni Ungaria, pe același stadion, la Budapesta, în timp ce Germania se va confrunta cu țările de jos, la Székesfehérvár. În ultima etapă, pe 30 martie, se vor juca partidele Germania, România și Ungaria, țările de jos.